What's up, what's up, what's up? This is Tony. Bajan. Steve. Skeet. Together we are STSB. And we're hanging with Medi. We do a little shows. You know, come here. Yeah, don't be shy. With Medi. Yeah. And we're gonna, there she was, just a walking down the street saying, do what it did, it done, did. Yes, sir. Chilling with Medi. Thank you so much. Pentru cineva ești un exemplu, pentru altcineva o greșeală, pentru cineva ești o binecuvântare, pentru altcineva un regret, pentru cineva ești o bucurie, pentru altcineva o invidie, pentru cineva ești o necesitate, pentru altcineva o dorință. Poate nu observi, dar în fiecare zi ești un călător necunoscut, rătăcind printre gândurile oamenilor. Bună dimineața, prietenii mei matinali! Sunt Mădălina Mitu, iar pentru ediția de astăzi am invitat doi artiști talentați care au revenit pe la noi cu noutăți muzicale. DJ Albu Bogdan Nicolae și pe Ciutu Adrian, saxofonist. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați revenit! Bine te-am regăsit! Mă bucur tare mult, dragii mei! Haideți că acum nu mai aveți cum să aveți emoții, ne-am acomodat, nu sunteți la prima emisiune, ați venit cu noutăți muzicale și ce noutăți, dragii mei telespectatori, nici nu aveți idee, ieri am sărbătorit 3 ani și continuăm în aceeași notă pentru că ai noștri invitați au venit cu premieri muzicale și o piesă preferată mie este chiar în premieră la matinalul Fii Antenă, n-a fost lansată pe nicio platform, rețea de socializare, pe absolut, nu știu, la emisiuni, nicăieri. Nu, nicăieri. Este premiere. Este prima audiție la tine, în exclusivitate, că ești prietena mea. Mulțumesc din suflet, Bobby. Îi spunem Bobby, că este DJ Bobby, da? Și Adrian, vorbim... Adrian Sax. Sax, așa l-ai. Eu l-am botezat. Da? Am înțeles. Bun, dragii mei, imediat vorbim cu voi și mai ales ascultăm aceste videoclipuri muzicale. Pentru că a venit cu 3 la număr, dar cel de-al doilea va fi preferatul meu și acel videoclip muzical este extraordinar. Unde l-ați filmat pe Transalpina, la Oburșa Alotru, la domeniul schiabil. Abia aștept să vedem toate aceste imagini. Țin să precizez că și pentru mine va fi o premieră videoclipul, piesa am ascultat-o, așa că abia aștept să vi le prezentăm și să vi le arătăm și să vă încântăm. Dar până atunci, dragii mei, vă încântăm, bineînțeles, cu prima rubrică specifică matinalului și anume vremea. În momentul de față avem o minimă de minus 7 grade, iar maxima zilei va fi de 5 grade. Haideți să aflăm cum va fi pe tot parcursul zilei vremea și revenim imediat. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării ne așteptăm la o vreme bună, însorită, lipsită de precipitații și cu un vânt slab spre moderat. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 15 și minus 10 grade Celsius, masivul Cozia între minus 12 și minus 6 grade Celsius, Horezul între minus 5 și 2 grade Celsius, Brezoi între minus 5 și 3 grade Celsius, Voineasa între minus 7 și 0 grade, Câineni între minus 5 și 3 grade, Băile Govora între minus 4 și 2 grade, Olănești între minus 6 și 0 grade, Călimănești între minus 5 și 3 grade, Drăgășani între minus 2 și 4 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între minus 4 și 3 grade Celsius. Așa repede a trecut vremea, căci n-am avut timp nici să dau tag pe rețeaua de socializare pe Facebook. Intrați pe pagina noastră, dragii mei telespectatori, pe Antena 3 Vâlcea și dați un like, un comentariu și o distribuire, pentru că astăzi la matinal avem foarte multe noutăți muzicale și abia aștept să vi le prezint, pentru că avem în platou alături de mine doi invitații, doi artiști, DJ Bobby și pe Adrian Sax, așa cum i-a zis Bobby. De ce l-ai botezat așa? I-ai dat porecla asta, mai bine zis. Pentru că sax... Vine de la saxofon. Vine de la saxofon, el știind să cânte și la clarinet. Da. L-am, cum să spun, i-am pus bazele saxofonului. Este... Deoarece am spus primele două melodii la saxofon. Da. Exact cum am spus și în emisiunea precedentă, saxofonul este un instrument extraordinar.
Într-adevăr, v-am spus și într-o ediție anterioară, este instrumentul meu preferat. Sună foarte bine pe toate piesele muzicale, nu contează. Da, și mă regăsesc în acest instrument sufletește, mental, din toate punctele de vedere, așa că, da, foarte frumos. Instrumentul nu este ușor, îți trebuie să ai plămâni, suflu, cum s-ar spune. Exact. Nu-i așa, da. Adrian? Mi se pare puțin mai greu la clarinet. Mai greu la clarinet? Dintre cele două. Alt suflu. Alt suflu, trebuie să ai suflu mai puternic, nu? Am înțeles. De câți ani activezi pe instrumente, Adrian? De mic copil? Nu am cântat continuu pentru că am altă meserie, dar am fost din clasa 7-a. Okay. La liceu de artă, am terminat inclusiv liceul acolo și am cântat ocazional. Am Asta înțeles. A rămas hobby, nu meseria de bază. Bun. Meseria de bază e foarte important și mai pe lângă faptul că ești și instrumentist, mai ești și frizer. Aceasta este de bază. De bază de vreo 12 ani. Da? Te-a făcut frumos astăzi, Bobby, nu? De vreo 12 ani fac frizerie și cântări când ne simțim bine. Bun. Perfect. Dragii mei, eu zic să facem în felul următor, să-mi spuneți voi puțin despre voi. V-am mai întrebat parcă în trecut cum sunteți ca persoane, cu bune, cu rele, calități, defecte. Aducem așa pe repede înainte aminte ca să vă spuneți și zodia. Da, eu sunt leu, sunt... faină zodie. Da, faină zodie, sunt modest, sunt cu minte. Am spus în emisiunea trecută că nu am defecte. Orice om are defecte. Da. Un mic defect acolo am și eu, nu o să-l precizez. Sunt, pot să spun că sunt diabetic de un an și trei luni, cu insulinodependent. L-am făcut pe sistem nervos, pe stres, dar asta nu mă împiedică să fac ceea ce-mi place. Să compun linii melodice și să fac piese împreună cu colegul meu. Uite, dacă ar fi să o luăm așa, Bobby, ar trebui să fie, să fie un exemplu să nu te stresezi, un exemplu în sensul de a nu face acest lucru. Nu cred că există așa ceva, să nu te stresezi 1%. Cu moderație, Bari. Tu te stresai foarte, foarte tare, nu? Da. Nopți pierdute la evenimente, somn puțin, au avut efect. Care le fac și acum, dar le fac mai rar. Nu mai am atât de multe evenimente. Ții și eu un regim alimentar, Bobby? Da, pentru asta? Cât de cât. Cât de cât? Am început... am renunțat în prima instanță la pâine. La pâine, pâine, nu? Pâine este un efect nociv la diabet. Și pâine. Zahărul, bineînțeles? Și zahărul, da. Alcoolul în sine, stresul, da. Carbohidrații trebuie să-mi calculez, glucidele... Sunt multe, multe chestii. Da. Iar tu, Adrian? Săgetător. Săgetător. Ești iute ca săgeata? Tare ca piatra. Tare ca piatra, am înțeles. Da. Bun. Calități, defecte? Liniștit? Bine ai spus și tu la trecut. Depinde fiecare cum o vede. Da, cum te percepe. Exact. Se spune în general că un om este diferit în funcție de circumstanțe, de trăiri, de probleme, de oameni. Pentru că dacă tu te înconjori de oameni negativiști, de oameni răi, n-ai cum să fii un om bun, așa cum ne lasă Dumnezeu pe pământ. Stai lângă lupi, înveți să urli, stai lângă îngeri, înveți să zbori. Oh, ce frumos ai zis, Adrian! Ai și tu motou din el și filozofia. Bun, perfect. Atunci, dragii mei, haideți să ascultăm horoscopul pentru astăzi, cele 12 zodii, să aflăm vibrația zilei. Astrele ne sfătuiesc să vă bucurați de tot ceea ce primiți din partea Universului. Se pare că Universul lucrează prin oameni și astăzi. Berbec. Berbecii ar trebui să fie mai atenți la tot ce înseamnă finanțe. Cineva vă împrumută o sumă de bani și veți trece mai ușor peste micile obstacole. Taurii au relații prospere care îi vor ajuta să-și mențină buna dispoziție pe tot parcursul zilei. În plus, sunteți încăpățânați atunci când trebuie să faceți mai multe lucruri deodată și nu este cazul. Gemeni. În schimb, gemenii sunt conservatori, iar acest lucru le afectează rezultatele la job. Fiți mai comunicativi. Rac. Racii au o zi excelentă în ceea ce privește jobul. Veți primi recunoaștere socială, însă pot apărea frustrări dacă ceva nu iese așa cum ați plănuit.
Leu. Pentru lei, relația de cuplu se află în prim plan. Este esențial să petreceți timp de calitate alături de partener, măcar în a doua parte a zilei. Fecioară. Fecioarele sunt susținute în sfera relațiilor. Ar trebui să petreceți mai mult timp cu cei care vă încarcă cu energie pozitivă. Balanță. O cheltuială neprevăzută le poate dezechilibra pe balanțe, dar aveți noroc în plan profesional și nu este exclus să primiți oferte de muncă. Scorpion. Scorpionii au succes pe toate planurile, cheful de viață vă ajută să vă atingeți obiectivele, dar și în dragoste puteți bifa lucruri importante. Săgetător. Și săgetătorii se concentrează mai mult pe cei din jur decât pe ei înșiși și tocmai de aceea energia lor s-ar putea să scadă, axați-vă pe propria persoană. Capricorn. Capricornii excelează în carieră, stelele sunt de partea voastră, așa că tot ce mai rămâne să faceți este să vă puneți ideile în aplicare. Vărsător. Vărsătorii sunt sceptici și le place să fie prudenți în tot ce întreprind. Vă adaptați după orice situație și veți avea rezultatele dorite. Pești. Nativii pești simt nevoia să se deschidă în fața celorlalți, vă poate lipsi încrederea în cei din jur, dar cu toate acestea sunteți foarte empatici. Gata, oameni buni și matinali, cu horoscopul pe această zi frumoasă, o zi de miercuri, sperăm luminoasă și să avem, nu știu dacă vă place zăpada, eu vă aștept oricum mesajele să îmi răspundeți. Vă place zăpada, vă place soarele, vă place frigul, vă place căldura, sunt tare curioasă și sunt curioasă de ceva și anume de invitații mei alături de mine. Pentru cei care ați deschis televizoarele în cea de-a doua parte a emisiunii, se află Albu Bogdan Nicolae, zis și DJ Bobby, și Peciutu Adrian, saxofonist, doi artiști în care astăzi au venit încărcați așa de, cum să zic, de comoară muzicală, cu noutăți, în premieră. Și abia aștept cu nerăbdare să ascultați și dumneavoastră și să vedeți cele două videoclipuri muzicale. Dar până atunci vreau să-i mai întreb așa, cum e Bobby în această perioadă? Știm cu toții că, sau și pentru cei care nu știu, ești DJ pe Purtea Deschide la Obârș și Alotrului. La domeniul schiabil sunt DJ, mă ocup și de partea de bar. Okay. Și când am deci timp, e și barman. Da, când am, timp, când am timpul necesar, fac și petreceri în aer liber acolo sus la Presti. Știu, m-ai invitat, îmi pare nespus de rău că n-am ajuns până acum, dar la o petrecere, că am ajuns să facem știri, am ajuns să facem emisiuni. Sper să ajung și la o petrecere de genul acesta, să ne distrăm. O să-ți dau un mesaj, cred că prin februarie o să mai fac o petrecere. Cred că de ziua îndrăgostiților. Cel mai probabil. Am înțeles. Și o să fii invitată mea. Abia aștept, sunt adeptă distracției și cei drept nu mă dau eu așa în vânt după frig, dar o să mă îmbrac foarte bine să fac față cu brio. Să știi că la Transalpina, la Cota 1800, unde lucrez eu și unde mixez, este mai cald decât aici, în oraș. Da? Cu toate că sunt cu minus 13, minus 14 grade, eu m-am învățat cu temperaturile acolo. Eu cred că acolo tu te-ai învățat. Da, și când vin acasă, la minus 7 grade, mi se pare mai frig. Da, faptul că... De la vânt, exact. Bravo, exact. Adrian, așa este. Când e vânt, e frig peste tot, nu mai contează zona. Adrian, tu ce mai faci? Cum ești? Cu atmosfera pe acolo, ai fost și tu, te-ai distrat? Ai fost? L-am vizitat. Schiați? Nu. Nu. Am schiat înainte, dar nu. Acum nu mai schiezi. Nu mai schiez. În rest, obiceiurile, tabieturile vechi, muncă, familie, copii. Exact. Am programul și eu încărcat dimineața cu copiii la grădiniță. După cum știu, el are trei beți. Da. Trei beți. Și o fetiță. Care doi am la grădini. Și trebuie să-i duc dimineața, după care programul... Deci prima dată ești tătic. Prima dată sunt tătic, da. Bun, și după artist, după frizer și toate cele. Cum e atmosfera, Bobby, acolo sus la Transalpina, la domeniul schiabil de la Obârș și Alotrului? Vin turiști? Foarte mulți turiști. Foarte mulți. Am rămas surprins cât de mulți oameni vin să schieze, cât sunt împătimiți ai sportului de iarnă. Deci, nu mi-a venit să cred. Tu ai interacționat, eu știu, cu tot felul de turiști, da, din da, mai multe... Vin și străini.
Vin din toate colțurile țării. Care a, nu știu, și-a pus așa amprenta pe tine? Ce anume? Cu ideea de turiști. Ai rămas impresionat din zona de unde vine, din țara de unde vine, da, mai bine. Da, sunt foarte mulți care vin din Polonia. Păi uite, vezi? Deci ai rămas uimit... Și i-am întrebat. I-am întrebat care e șpilul de vin în România la schi. Și mi-au spus că domeniul schiabil transalpin, bine în engleză mi-au spus, este unul dintre cele mai frumoase domenii din România. Știi ce ar fi paradoxal dacă mă întreb pe mine? Să vină cei din Elveția la noi. Și până, da. Cum e, măi? Sau din Austria. Păi da, sau da, exact. Cum exact ar fi? Da. Ar fi interesant. Uite, dar de ce nu? E profesionalul care schiază, trebuie să fie pregătit bine. Bun. Acolo am și filmat clipul. Sâmbătă a venit Adrian. Îi mulțumim pe această cale, pot să-i mulțumesc. Băiatul... Cine ați colaborat? Pe am băiatul care se ocupă de marketing. Okay. De la domeniul schiabil transalpina, Vlad, pe care pup și mulțumesc foarte mult pentru ajutorul oferit la videoclip. El s-a ocupat de montaj, de tot, de absolut tot. Perfect, îl salutăm și îl felicităm, a făcut o treabă extraordinară, imediat o să vedem acel videoclip, dar eu zic... Și mai am un videoclip, tot așa făcut, ți l-am arătat în orașul meu natal, în Călimănești. Am făcut o piesă cu tentă din India, o piesă cu tentă din Africa și tot așa filmat în orașul meu natal, în Călimănești, de Lucian Sima, cu drona, frumos. Asta am și vrut, să fac chiar a fost primul să videoclip. Să promovezi stațiunea. Exact, stațiunea noastră. Perfect. Păi dacă tot am discutat despre acest aspect, haide să urmărim primul videoclip muzical. Nu este cel în premieră, va fi cel de-al doilea videoclip muzical. Este și piesa mea preferată, dar până atunci haide să urmărim primul videoclip. Jump on, 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 j
Felicitări din suflet, ne-ați dat doză de energie și cu aceste imagini ne dăm seama cât de bogați suntem noi ca și județ. Exact. O stațiune turistică foarte vizitată, nu știu, n-aș vrea să dau cifre, să nu greșesc, dar foarte des tranzitată. Și partea aceasta de Ostrov, insulița de acolo, este ceva așa de vis, nu știu, mi se pare desprins. Și câte lucruri frumoase s-ar mai putea face, dacă mă întrebați pe mine. Uneori stau și mă gândesc dacă chinezii cumva ar avea zona aceasta de a construi și a face, ar face ceva așa de demn de filmele cu SF, dacă mă întrebați pe mine. Așa că, ce să zic, ne mulțumim cu ce avem. Ca să știi, stațiunea Călimănești-Căciulata este locul 2 pe țară. Au luat premiu primăria și tot ce înseamnă stațiune, ca fiind cea mai vizitată stațiune. Da, pentru că este și tranzitată și automat... Exact, și Valea Oltului. Da. Nu știu ce o să ne facem după ce va fi făcut autostrada. O să fim... Exact. Cui place vine, așa este, Adrian, ai zis foarte bine. Am cunoscut oameni care vin de 25 de ani, fiecare an, fiecare vară. Da. Vreau să îi anunț pe cei de acasă, am primit foarte multe mesaje în această dimineață, să continue să ne trimite mesaje pe Antena 3 Vâlcea, căci spre final așa de emisiune am să încep să vă citesc mesajele și vreau să vă întreb așa, ce target v-ați făcut pentru noul an, ce vă doriți de la noul an? Pentru noul an 2024... Multă trebuie sănătate. Să mai pregătim oricum ceva. Exact. O să pregătim foarte multe piese. Cu saxofonul, cu clarinetul, tot așa, cu tentă afro, cu tentă balcanică. Uh-huh. Am câteva piese pregătite pentru colegul meu, Adrian. Ok. Și sperăm să fie un an foarte bun din punct de vedere muzical. Muzical. Da. Iar tu, Adrian? Eu... Nu știu. Las timpul. Nu grăbesc absolut nimic. În principiu vreau să muncesc, să am grijă de familie, de copii și restul cam vin de la sine. Așa este. Doamne ajută pentru voi să vă îndepliniți tot ceea ce v-ați propus pentru noul an cu noi piese și vreau să-i anunț pe cei de acasă, dragii mei telespectatori, vreau să îi informăm faptul că am cerut acceptul lui DJ Bobby să beneficiem și noi de aceste piese, să le auziți în fiecare dimineață pe fundalul matinalului Fii Antenă și de ce nu, poate această piesă să devină așa intro-ul și să intru așa dimineața, măi, Laurențiu, ce zici pe piesa aceasta, în să dansezi? Dans. Exact. Da, în pași de dans, ce ziceți de asta? Și să precizez că piesa pe care o vom lăsa acum, da, o să devină imnul domeniului schiabil. Și poate deveni și imnul matinalului. Este o piesă cu tentă house, are elemente, saxofonul, baș, specifici pentru genul ăsta muzical și o să-i mulțumesc, o să-i trimit și lui filmarea artistului cu care am colaborat din America, Michael Mayo, el mi-a dat acceptul pentru vocalize și de restul m-am ocupat eu de linie melodică, de saxofon s-a ocupat Adrian, de mix master el și A ieșit. Hai să le arătăm celor de acasă ce a ieșit, că a ieșit ceva extraordinar de bine. Și o prima oară videoclipul și Adrian și tu. Deci toată lumea astăzi, toată lumea, în această dimineață, și Laurențiu, în exclusivitate cu acest videoclip muzical. Piesa am auzit-o, dar haideți să urmărim aceste imagini demne de poveste de acolo, de la domeniul schiabil, de pe Transalpina.
Ce frumusețe de videoclip și de piesă muzicală, n-am cuvinte, băieți. O treabă extraordinară. Mulțumesc frumos. Deci, și voi impresionați de ce a ieșit. Felicitări acelui băiat. Să-mi dea cerere de prietenie. Vlad, ai auzit, da? Felicitări, ești foarte tare și vouă și salută toată familia voastră, soțiile, părinții, mubitele. pe toată lumea. Și eu salut pe fetița mea, Maia, o pup. Și copiii voștri, felicitări, chiar un videoclip extraordinar. Doamne, ce peisaje, parcă ar fi din afara acestei imagini. Exact. Parcă zici că nimeni nu e la noi. Doamne, cât de mândră sunt cu țara noastră. Sunt atât de încântată și de fascinată și gândiți-vă că nu este vorba de alte zone, este vorba de zona noastră. Exact. Ce vrem mai mult de atât? Județul Vâlcea. Doamne, deci acolo la, nu știu cum să facem posibilă partea aceasta să ne ducem și mai mult către străini, să-i aducem la noi, pentru că e prea frumos. Doamne, peisajul acela, cum se vede, la absolut cuvinte, tot, da, este... O să promovăm tot așa, prin muzică, prin videoclipuri, prin... E singurul lucru bun ce putem să-l facem, da. Să promovăm noi, prin videoclipuri, prin... Așa este, într-adevăr. Vreau să-mi spui unde ai mai mixat în ultima perioadă, ce, că ai făcut tot felul de nebunii și ultimul videoclip este despre vârful Cozii, acolo ai fost. Ultimul mix pe care l-am făcut. Nu, că acum ultimul o să fie. Penultimul, pentru voi, iar noi ca să difuzăm și ultimul. Am mixat pe vârful Cozii, ți-am trimis și un videoclip de prezentare și mi-a părut foarte rău că să vii alături de mine. Din păcate, da. Se numește Trip to Romania, adică o să mixez în fiecare oraș cu specific din România, să merg să fac câte un mix de 30-40 de minute cu video, cu drone, cu peisaje nemai văzute. Așadar, episodul 2 l-am avut la vârful Cozii la cota 1650, am mixat 40 de minute, a fost foarte frig, mi-am înghețat degetele pe platane, dar a ieșit totul ok. Avem și acolo câteva peisaje nemai văzute. De video de acolo s-au ocupat Cezar și Gabriel. Am trei băieți cu care mă ajut. Când nu pot, cu care colaborez. Când nu poate cineva, apelez la celălalt. Și când nu poate niciunul, nu mai fac nimic. Unde ți-ai mai dorit sau unde ți mai dorești pentru următoarea țintă, așa? La Maramureș. Nu mai vrei, lasă-l aici, rămâi aici la zona noastră, nu pleca mai departe. Am făcut două episoade aici, vreau să merg și la Maramureș, vreau să fie următorul episod, când o să mă retrag de la munte, când o să închei acolo. O să mai fie la Bâlea. Sau la Bâlea, frumos, dar vreau la Maramureș. Bravo, Adrian. Da, vreau la Maramureș. Vrei, îți place zona, nu? Și dacă ne ajută Dumnezeu, la Iași, chiar în piața, chiar în fața Palatului Culturii. Păi, dacă o să mergi la Maramureș, atunci va trebui să te axezi pe partea aceasta de folclor și că tot te spuneai la un moment dat. Am pregătite playlist-uri specifice fiecare zonă. A, da? Păi cum spune? Deci pleci pregătit, cum s-ar spune. O să și fac câteva piese pe care o să mi le promovez în astfel de zone, piesele mele personale. Acum, după cum ți-am spus, am lucrat la o piesă cu Katia. Katia, da. Katia este peste tot în ultima perioadă, promovează tinere talente, colaborează cu fel și fel de artiști, de DJ, de instrumentiști, este într-adevăr top și o apreciez tare mult. O salutăm și pe ea, uite, să-i dăm tag și la emisiune să vadă că vorbim și despre ea. Da. Și vreau să punctăm un aspect. De unde ți-a venit ideea asta? Nu știu că te-am întrebat data trecută, Bobby, de a mixa atâtea minute pe vârf de munți, în locuri inedite. De unde ți-a venit ideea asta și de ce? Vreau să promovez țara noastră, România, pentru că avem niște minunățime, peisaje, avem oameni frumoși, munți, dealuri, văi. Asta m-a... Deci pentru acest aspect. Da. Să ne punem și noi valorile. Exact. În față să și să arătăm și locațiile cele mai frumoase. Da, am și început primele două episoade la noi în oraș, pentru că avem unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, Călimănești, Căciulata. Așa este, într-adevăr. Uite, am primit multe mesaje și am să citesc unul dintre ele ca să pot să puteți răspunde la această întrebare. De la Adrian Monafu, salutări, Mădălina, îi salut pe distinși invitați, multă baftă în tot ceea ce fac. Ce pasiuni au invitații în afară de muzică?
Deci ce mai faceți în afară de muzică, pe lângă frizerie? Ce faceți voi în timpul liber? Ce activități? Ce vă place? Să notați, să schiați, nu știu? Mie place să joc tenis de câmp. Ok. Da. Tenis de câmp. Bun. Sport. Sport. Sport în general. Am înțeles. Eu pot să spun că am încercat aproape orice. Absolut orice, de la not, schiuri. Bun. Toate, aproape toate sporturile. Motociclism fac în timpul liber. Pasiunea preferată cu motociclismul. Da. Și altceva? Sunt iubitor, pot să spun, și de animăluțe. Îți plac animal? Care e animal preferat? Ce animal preferat ai? Cățelul? Am câinii și porumbei. Asta mi-a plăcut. Ok. Foarte interesant. Așa. Vizitez tot așa, de fiecare dată când am timpul liber, țară, sunt adeptul la vizite în țara noastră. Am înțeles. Consider că vreau întâi să văd România cap cu coadă toată, și după care și în afară. Și în afară. Da, dar deocamdată vreau... Și eu mai am multe de vizitat, spre rușinea mea n-am apucat, și multe zone foarte frumoase și nu le-am văzut, din păcate, printre care și pe lista mea este Maramureș, Maramureșul, Bucovina. Asta am văzut și eu, în afară de Maramureș și Bucovina, am vizitat tot. Da. Din păcate, încă nu. Și nici în Delta n-am fost. Și eu am fost în Delta. Îmi doresc acolo, dar cred că fug din cauza țânțarilor. Nu e adevărat. Eu am fost în Delta, am avut acolo un show, da. Și? Foarte, foarte nimic, foarte ok. Aha, am înțeles. Am fost la un resort. Depinde de zonă, probabil. Depinde de zonă și de... Anotimp, așa este. Haideți să-i salutăm pe toți cei care în această dimineață ne-au transmis multe mesaje. Dănuț Costin, bună dimineața. Daniel Țârlea, bună dimineața. O zi frumoasă, Mădălina, mult succes. Lucian Constantin Cărămidă, neața bună. Lumii Luminel, bună dimineața. Este mama ta? Da. O salutăm cu drag. Gorgoș Eugen, bună dimineața. Câțu Alin, felicitări băieți și multă baftă. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, o cafea aromată și o zi de miercuri minunată. Claudiu, cu rime, cum ne place nouă, este un telespectator fidel și el. Mulțumim pentru acest mesaj, pentru această rimă. Alex Popa, bună dimineața, fată frumoasă, felicitări tuturor. Leontina Lorelai ne trimite aplauze. Cosmina Ioana, cel mai bun DJ, cel mai bun iubit DJ. Terezia Maria Banac, bună dimineața, o zi bună, vă doresc tuturor numai bine. Am mai primit de prin străinătate, cred că acestea sunt... Laurenția, trebuie noi să le ștergem, că nu e voie cu... Sunt fel și felul, apropo, vreau să fac o remarcă foarte importantă, un virus circulă pe Messenger. Te îndeamnă să apeși, să dai click la un link, ca și mesajele pe care le-am primit în momentul acesta. Nu vă recomandăm să dați click pe absolut nimic. Și automat ți se șterge Messenger-ul, deci am înțeles, sau chiar poate să spargă contul bancar sparge, dacă ai pe telefon. Îți sparge contul, îți fură identitatea ta, exact. Și apelează la persoanele apropiate ție să le trimită bani. Da. Exact. Așa că mare grijă pe ce linkuri accesați, pe ce site-uri intrați, pentru că vă poate fi spartă identitatea, contul bancar. Maria Mitu, bună dimineața tuturor, salutări invitaților, mult succes în continuare, vă îmbrățișez cu mult drag. Îl salut și pe Andrei, o salut și pe doamna Mariana Măcarin și pe toți cei care ne mai urmăresc. Cătălin ne salută și el, neața bună. Maria Florina Nicu, bună dimineața. Am mai primit așa pe ultima sută, am dat un refresh la Facebook și am mai primit mesaje. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați transmis mesaje. Iar de final, dragii mei, căci am ajuns deja, avem un ultimul videoclip muzical. Vreau să vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc că mi-ați dat accept să mă bucur de aceste piese, atât eu cât și cei de acasă în fiecare dimineață. Auzi ce bine sună așa pe fundal. Orice pentru dulcenii mei. Mulțumim din suflet. Ce să zic? Mult succes în continuare. Vă aștept din nou cu noutăți muzicale. Cum să nu? Cu mare drag. Dragii noștri, noi ne revedem și mâine dimineață. Mădălina Mitu pentru dumneavoastră. În încheiere îl lăsăm pe DJ Bobby, zis albul Bogdan Nicolae, și pe Ciutu Adrian, saxofonist, să vă încânte cu ultima piesă și ultimul videoclip muzical. Toate cele bune! La revedere!
be tripping.